Autoritatea Națională de Integritate, instituția responsabilă de controlul averilor și intereselor personale ale funcționarilor și demnitarilor de stat, este pe cale să-și piardă mai multe instrumente anticorupție de care dispunea până acum. Cine este pentru, rog să votați, numărătorii vă rog rezultate. Ca urmare a unor modificări legislative votate de deputații socialiști și cei din Partidul Șor la ședința nocturnă din 16 decembrie, a fost restrânsă perioada în care demnitarii pot fi verificați după plecarea din funcții. Termenul a fost redus de la 3 ani, cum era până acum, la un singur an. Totodată, funcționarii și demnitarii de stat vor putea fi verificați doar pentru ultima funcție deținută, nu și pentru cele precedente, cum era până acum. Stimați colegi, supun votul pentru a fi aprobat în prima lectură proiectul numărul 495 din 4 decembrie 2020. Cine este pentru prima lectură? Vă rog să votați. Majoritatea. Comisia, în baza amendamentelor acceptate de plenul Parlamentului, propune aprobarea proiectului în lectura a doua. Cine este pentru? Rog să votați. Numărătorii, vă rog rezultate. Lectura a doua. 495. Sectorul 1, 27. 27. Sectorul 2? Sectorul 2, 26. 26. Cu 53 de voturi, proiectul este aprobat în lectura a doua. Proiectul de modificare a legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a fost inițiat de un grup de 11 deputați socialiști. În doar un minut, proiectul a fost votat în ambele lecturi, chiar dacă lipsea avizul Guvernului și al Centrului Național Anticorupție, iar Autoritatea Națională de Integritate dăduse aviz negativ. Cert e că procedurile au fost completamente fraudate. Cel puțin proiectul a fost votat în grabă, nu a fost respectat acest termen de consultare publică a proiectului, motiv pentru care organizațiile societății civile nici nu au avut această posibilitate să vină cu niște argumente în defavoarea acestui proiect. S-au grăbit deputații. În calitatea mea de conducător a acestei instituții, care am contribuit la construcția acestei instituții în care 2 ani de zile a fost într-un stand-by, bineînțeles, este o poziție negativă. La fel, vă dați seama care este poziția inspectorilor de integritate atunci când li se ia anumite competențe, competențe care le-au fost atribuite prin legea lor specială, o lege care a fost o condiționalitate pentru Republica Moldova față de angajamentele pe care și-a asumat față de partenerii săi de dezvoltare în acești 4-5 ani de care a beneficiat în mai multe tranșe din partea Uniunii Europene, a Consiliului Europei, a Băncii Mondiale și așa mai departe. Modificarea legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate i-ar putea scăpa de sancțiuni pe mai mulți dintre funcționarii, pe numele cărora sunt deja inițiate controle, atenționează președinta autorității. S-a depus un efort foarte mare în acești 2 ani de control din partea inspectorului de integritate și nu numai. Bineînțeles, va duce toată munca asta la coșul de culoare, după cum am mai menționat, dar nu numai munca inspectorilor de integritate, dar și a celor care altor instituții care cu adevărat au contribuit la acumularea mijloacelor probante pentru a forma un dosar de control, pentru a stabili mijlocul probant într-o luare decizie din partea Inspectoratului de Integritate al ANI. Experții anticorupție susțin că modificările aprobate în Parlament reduc semnificativ pârghiile de verificare de care dispuneau inspectorii de integritate, iar demnitarii, inclusiv deputații care au votat modificările, devin mai protejați în fața unor controle inițiale în provința lor. Este foarte mare această probabilitate, pentru că, bineînțeles, că dacă ar fi existat onoare, atunci persoanele care au asupra sa anumite procese și care ar putea să-și avantajeze situația în aceste procese, nu ar fi trebuit să se regăsească între autori. Deci, buna intenție a legiuitorului este îndoielnic, ceea ce din start decredibilizează această inițiativă legislativă. În ultimii 2 ani, mai mulți deputați au fost vizați de controalele Autorității Naționale de Integritate. Printre aceștia se numără și Grigore Novac, unul dintre inițiatorii modificărilor legislative, dar și liderul fracțiunii PSRM din Parlament, Corneliu Furculiță. De asemenea, sub lupa inspectorilor de integritate a ajuns și averea deputatului socialist Bogdan Țârdea, dar și a fostului
președinte al țării, Igor Dodon. În total, peste 50 de actuali sau foști deputați au intrat în vizorul Autorității Naționale de Integritate. În dosarele de control, la moment, inspectorii au peste 55 de dosare de control unde sunt vizați deputați și ex-deputați, cât avem și 20, în jur de 30 de dosare pe dosarele contravenționale. Bineînțeles, este un număr suficient pentru a avea anumite rezultate inspectorii de integritate. Stimați colegi, printre deputații verificați de către inspectorii de integritate se numără și deputatul socialist Grigore Novac. În iunie curent, Autoritatea Națională de Integritate a constatat că deputatul a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale. Câteva luni mai târziu, Novac a devenit unul dintre coautorii legii care limitează atribuțiile Autorității Naționale de Integritate. Dat fiind faptul că dumneavoastră ați fost vizat de un control ANI și mai mulți colegi de dumneavoastră de partid sunt în prezent vizați de controlele ANI, vreau să vă întreb dacă vi se pare moral să inițiați un astfel de proiect de lege și dacă această lege, care cumva restrânge instrumentele inspectorilor de integritate de verificare, vine cumva să apere demnitarii de actualele controle sau viitoarele posibile controle ale ANE. Bine, deci în primul rând, prin acest proiect de lege, în opinia noastră, instituie un mecanism mai eficient de control. Și ce avem în vedere? Deci, iată, dacă teoretic pot exista careva abatere anul acesta, ori cel curent, adică el să fie persoană supus control, să fie supus verificări cât mai rapid, dar nu să se întindă în timp, ori ulterior să aducă argumente că, uite, noi, pentru că noi am avut știință, când Ani spunea că uite, noi am avut 3 ani zile și apoi m-au spus că da, noi n-am reușit, și este chestie care îi responsabilizează, să zicem așa. Și toată informația, deci, este mai proaspătă, dacă să vorbim metaforic, pentru că, cum am zis, dacă se verifică anul precedent, nu, hai să suntem în sfârșit de an, iată, în 2021, o să fie verificat anul 2020. Toată chestia asta o să fie mai proastă și o să-i pună cei de la ANI în situația în care să verifice mai rapid, să spună verificărilor mai rapide, adică așa, să nu se întinzi în timp cu ANI. Nicolae Pascaru, un alt inițiator al modificărilor legislative în domeniul integrității, a refuzat să ne spună ce l-a determinat să susțină respectivul proiect. Pentru că dumneavoastră sunteți unul dintre coautorii modificărilor legislative la legea cu privire la ANI. Și voiam să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, ce v-a făcut să susțineți acest proiect? Adică care a fost necesitatea acestor modificări acum? A doua întrebare, după ce îmi răspundeți, la prima ea o să reiasă din asta. Nu vă spărați, eu nu dau interviuri pe telefon. Nu vă spărați la vedere. La câteva zile după adoptarea plenul Parlamentului, deputatul PAS Sergiu Litvinenko a solicitat Curții Constituționale să suspende acțiunea legii și să o declare ca fiind neconstituțională. Curtea a admis cererea și a suspendat acțiunea legii, însă în privința constituționalității ei urmează să se pronunțe ulterior. Și cu adevărat apreciez atitudinea Curții Constituționale și suntem în așteptarea unei decizii favorabile, astfel încât Republica Moldova să aibă o instituție puternică, respectată, care să-și realizeze cu adevărat misiunea cea ca toți cei care sunt în serviciu public cu adevărat să-și exercite atribuțiile funcționale integru și cu multă imparțialitate, corectitudine și integritate.